Inspirați, expirați. Simțiți cum o lumină albă se coboară din cer și pătrunde din creștetul capului până în vârful degetelor de la picioare. Și această lumină vă învăluie și vă protejează, lăsând să vină spre voi doar informațiile din sursă divină și doar acelea pentru care sunteți pregătiți. Inspirați, expirați. Și simțiți cum energia albă, pură, curată, energia divină, începe să vă curgă din creștetul capului, vă spală fața, vă curge pe ceafă, vă curge pe umeri și simțiți acum și aici cum umerii sunt parcă mai ușori. Și această energie vă curge pe gât, în piept, în abdomen. Vă curge pe mâini, până în vârful degetelor de la mâini. Și simțiți cum curge până în vârful degetelor de la picioare. Și simțiți acum și aici un vortex de energie care vine din centrul pământului și care intră prin tălpi și vă scutură. Vă scutură toate corpurile energetice. Acum. Și simțiți acum și aici cum energia mamei pământ urcă doar pe piciorul stâng, mâna stângă și partea stângă a feței tale. Și apoi simți cum energia tatălui coboară pe partea dreaptă a feței, mâna dreaptă, piciorul drept. Și apoi simți cum arhanghelul Jeremiel este lângă tine. Este în spatele tău ca să-ți asigure confortul. Iar în fața ta este arhanghelul Haniel. Și arhanghelul Haniel îți pune mâinile pe umerii tăi, activând acum și aici energia masculină și energia feminină. Și poți să simți acum și aici cum aceste energii de pe partea dreaptă, partea stângă încep să se amestece și să se armonizeze în întreg corpul tău. Și echilibrezi acum și aici energiile masculine și feminine din tine. Dacă ai prea multă energie masculină, o lași acum. Să se armonizeze cu cea feminină și să devină egale. Iar la fel, dacă ai prea multă energie feminină, să lași energia masculină să pătrundă. Și simți apoi cum arhanghelul Haniel are o stea
și spune aceastea, dreptul celui de-al treilea ochi al tău. Ești o stea și simți cum Arhanghelul Jeremiel din spatele tău ți aduce aminte de propria strălucire și știi acum că ești o stea. Îți imaginezi apoi că ești pe un platou de munte. Se înserează și încet, încet pe cer poți să vezi o lună albastră. Și simți cum energia acelei luni albastre comunică prin steaua ta din cel de-al treilea ochi. Se creează ca un fel de curent și activează în tine acele energii, acele daruri de care ai tu nevoie pentru a putea străluci în voie, pentru a-ți asuma responsabilitatea asupra vieții tale, pentru a putea face față lecțiilor și provocărilor, pentru a putea fi tu în totalitate, lipsit de atașamente, de energii negative. Simte acel curent și acea energie care vine de la luna albastră prin cel de-al treilea ochi. Și apoi poți să vezi cum luna devine ca un fel de proiector și tu, prin aceastea și cel de-al treilea ochi, poți să vezi pentru tine ce se va întâmpla în perioada imediat următoare. Acum și aici, Aniel te ajută să vezi ce ai de făcut, ce e important pentru tine, ce decizii ai de luat. Să vezi imagini, poți să ai anumite sentimente, lasă-le acum să vină. Și apoi inspiri adânc și lângă tine vine Maria Magdalena, este în fața. Poți să vezi cum este luminată de lună, de o frumusețe, de nedescris. Și de o mare vulnerabilitate. Și a-ți spune, asta e de învățat de la mine, fii vulnerabil, fii vulnerabilă, pentru că asta te face puternică. Asta te ajută să-ți asumi strălucirea și măreția. Simte energia și simte cum activează în tine acele energii de care tu ai nevoie acum. Și acum și aici poți să o întrebi ce mesaj are pentru tine, ce îndrumare are pentru tine. Și inspiri, expiri. Și acum îți dă un dar
un dar care să-l ai la tine și să-ți aduci aminte de această energie, de aceste mesaje. Și apoi ia te în brațe și simți cum energia lunii vă binecuvintează. Și simțiți mângâierea și iubirea. Poate puteți să-i simțiți și suferința. Empatizează. Dar are o înțelegere, fără margini. Și mulțumești pentru ce ți-a dăruit. Mulțumești pentru energia ei și pentru prezența ei în viața ta. Mulțumești lui Arhanghelul Haniel. Mulțumești lumii. Și mulțumesc ție. Îți readuci aminte de aceasta din dreptul celui de-al treilea ori. Și ori de câte ori te pierzi, ori de câte ori n-ai claritate, știi că poți să activezi acea energie care să-ți ofere claritate, înțelegere, compasiune și iubire. Inspiri, expiri. Mulțumesc Arhanghelului Jeremiel că ți-a adus aminte de propria strălucire și că a stat în spatele tău. Și apoi, cu tot ceea ce ai primit, cu toate darurile, încep să revii încet, încet, înspre aici și acum. În această încăpere, în acest spațiu. Și inspiri, expiri și revii.